Vă salut! Vrem să arătăm un exemplu. După ce noi ne orientăm că bocile sunt bune, pentru noi nu atât rol mare joacă mărimea bocii, cât cantitatea de lăpișori de matcă în momentul căpăcirii. Și ca exemplu o să luăm familia dată, crescător odată, și luăm la rând. Așa, vedem că toate cupulele tot e plin cu lăptișori de mac. Aici suntem siguri că în privința hranei nu a dus lipsă de hrană de calitate acest crescător. Astăzi noi scoatem puietul de jos, îl ridicăm iar în corpul de sus unde creștem bocile și jos dăm rame, două rame cu miere și trei faguri noi construiți fără nimic pe ei. Cam asta e procedura, ceea ce facem noi acum la moment.